Și ce ar trebui să se întâmple? Să încrape chestia asta pe față? Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod foarte important astăzi, pentru că știu că se aude în eco și foarte mulți dintre voi mi-a spus că se aude în eco. Și da, știu, pentru că camera este goală și nu am ce să fac până în momentul în care o să o mobilăm. Nu am ce să fac, este goală și se aude în eco. Eco! Deci da, înțelegeți voi, se aude cam nașpa. Și am un microfon incorporat și nu am lavalieră, pentru că n-am bani. Așa că astăzi o să facem o provocare foarte, foarte ciudată și sper că ați văzut și din titlu. Deci da, o să fie chiar foarte ciudată. Și vreau să dați un mare like de pe acum și bineînțeles, încercați să dați like acum cu degetul de la picior, dacă se poate așa ceva, nu știu, scrieți în comentarii, cred că e cel mai ciudat mod de a da like, adică cu degetul de la picior. Știi? Am o idee! Am altă idee! Încercați să scrieți ce vreți voi cu degetele de la picioare, adică nu știu, luați telefonul sau la tastatură, încercați să scrieți. Primul cuvânt pe care îl scrieți, apăsați Enter și trimiteți-l. Vreau să văd ce scrieți. Dar hai să vedem acolo cât mai multe comentarii. Vreau să bubuie chat-ul de comentarii. Așa că astăzi le avem alături de noi pe Alma și pe Shazi. Da. Iar astăzi o să facem un, cum să zic, un video cu cei de la Gamey, unde noi trei o să ne luptăm împreună și să vedem cine pierde. O să trebuiască să-și pună o chestie foarte nașpa pe față. Deci da, o să se ia și la bătaie. Apropo, o să fie mare bătaie dacă una dintre cele două vor pierde. Așa că intrăm pe aplicația Gamey. Pentru cei care nu mă urmăresc, aveți linkul în descriere, pentru că o să facem 3 jocuri și să vedem, nu știu, să vedem care câștigă. Ok, intrăm acum pe aplicație și hai să dăm bătaie. Perfect, aici este aplicația. Aici este contul meu și vă mulțumesc pentru cei 230,4000 de urmăritori pe aplicația Gamey, ceea ce e un număr foarte, foarte mare. Doamne, mulțumesc! Așa că aveți linkul în descriere. Dacă vreți să continuați să vă uitați, un mare like. Așa că vreau să jucăm 3 joculețe pe care o să jucăm împreună cu... Pe care o să le jucăm împreună cu Alma și cu Shazi. Așa că primul o să fie... Ia să vedem pe cine să alegem noi aici. Pe Tower Man. Este unul dintre cele mai grele jocuri de pe Gamey. Hai să vedem. Eu am făcut scor 362. O să am o singură șansă. Yay! Deci am 362. Nu, 45. Acum urmează rândul lui Shazi. Așa că o luăm pe Shazi, care stă exact aici. Și o să ne prefacem cu lăbuțele ei mici, că se joacă ea. Hai, rândul tău, Shazi. Da, nu trebuie să mă pupi în gură. Ok, deja ai pierdut. Cum se poate? Vai, deja 15. Ok. Ea este Shazi, aplaudați-o. Băi, nu mânca telefonul, te rog, nu mânca telefonul. Da? Și acum este rândul la Alma. Am luat-o pe Alma. Hai, rândul tău acum. Da, Shazi latră. Tu ai făcut 13. Deci Alma a luat bătaie. Eu am... De ce latră? De ce? Te simți tu bine că latri? Ok, următorul joc o să fie Karate Kido 2. E unul dintre jocurile mele preferate. Cele două în spate acolo se bat, nu știu dacă voi le vedeți, dar eu încep jocul. Cam așa mă joc eu, să știți. Și nu este dat în viteză, ci pur și simplu așa. Pur și simplu așa mă joc eu. Deci hai să vedem. Scor 1-1. Mamă, cât de bun sunt la jocuri. Ok. Mamă, ce bun sunt. Și am murit, am făcut 1719. Rândul la Shazi. Haide, Shazi, sus, opa. Rândul tău acum, hai să te văd. Hai, stânga-dreapta, folosește-ți lăbuțele. Hai, hai, refă-te că te joci tu. Te rog, eu nu mânca șunurul de la Hanorac, pentru că după aceea nu mai am cu ce să mă îmbrac și o să mă umplu dezbrăcat pe stradă. Da, nu știu dacă voi o vedeți, dar ea... Ok, ai luat bătaie. Ok. A făcut 627, ok. Hai, Alma! Se pare că Alma nu vrea să vină, nu mai vrea să filmeze împreună cu noi, așa că îmi pare tare rău. O să trecem la jocul următor și o să mă joc doar eu cu Shazi. Hai, sus, sus,
Sus! Hai sus! Bravo! Bravo, fată! Hai! Vrei totul să te joci? Uite asta cu Mr. Muscle. Hai! Ok, o să mă joc eu primul. Deci trebuie aici să tai astea două. Ta-ra-ta-ta-ta-ta. Ok, ok, așa, dăm volumul puțin mai încet. Aici am făcut un scor, nu mai știu ce scor am făcut. Hai să vedem, poate reușim să batem marele meu scor. Mamă, cât de bun sunt! Sunt prea bun! Prea bun, prea ca la țară. Opa, perfect. Perfect. Nu, nu e perfect. Ok. Vedeți ce mai repede, e nașpa situația, ok. Hai mă, dă-i fix pe mijloc. Perfect. Ok. Nu e bine. Acum e bine. Ok, nu e bine. Deci acum nu e bine. Aoleu, nu e bine. Arr, ok. A făcut 45. Super tare. Ok. Hai, hai Shazi. Nu dă-te acum. Joacă-te, nu te mai linge la știi tu unde. Și joacă-te. Nu știu dacă voi o vedeți aici. Bă, dar de ce se mișcă așa repede? Ok. Închipuiți-vă că Shazi s-a jucat acum. Deci da, aici este. Ia uitați-o ce cap are. Iuhuu! Ce faci? Salut! Hello! Acolo e camera. Hai, dă o limbă la camera. Dă o limbă la camera, așa, bravo, ok. O să vreau acum să facem și o bătălie. Bătălia o să se numească, bineînțeles, Alma și Shazi. Ia să vedem, alege un joc pentru bătălie. Uite ăsta cu Keep It Up. Trebuie să ții mingea cât mai sus. Deci hai să vedem. Alma și Shazi. Așa că intrați pe Alma și Shazi și să vedem care face cel mai multe puncte. Da? Înțelegeți? Mult succes vă doresc! Ia să vedem, trimite aici, pac, pac, pac. Trimite. Mult succes! Hai să vedem acum, o să trebuiască acum să intrăm în pâine, cum s-ar zice, și să facem mare provocare pe care trebuie să o facem și nu o să le machem pe Alma și Shazi, bineînțeles, o să mă machez pe mine pe față, o să-mi pun o chestie foarte, foarte dubioasă, ca de zombi. Hey! Hai să dăm bătaia! Nu știu, ceva pentru Halloween mai exact, pentru că oricum se apropie Halloween, nu? Se cheamă Pop Up Face. Scary Skin. O piele nașpa. Așa că eu o să o desfac de aici. În care nu mai am nevoie de chestia asta. Și nici de chestia asta. Și chestia asta are și instrucțiuni pe care trebuie neapărat să le citim. Deci nu să nu le folosim în zona ochilor. Și dacă să nu o folosiți în caz de aveți o piele sensibilă, inflamată, iritată sau arsă de soare. Miroase a var. Închipuiți-vă că eu îmi dau cu var pe față. Mamă, cât de rece e. Ok. O singură chestie. Ok. Asta, dacă vă luați vreodată chestii din acesta, să nu o mâncați. Cât de nașpă, mă simt. Măi, că și... Bă, dar să vedeți după aia, mă, de nu mă fac eu după aia roșu toată fața și... Mam, de la chestia asta... Ok, nu-mi dau pe la ochi, pentru că după aceea mă trezesc cu ochii pe afară. Mai mult semăn... Da, nu, semăn cu un zombie. Nu? Sper, Doamne! În momentul în care mă curăț pe față, să nu-mi cadă fața. Că aia îmi e cea mai mare frică. Bă, eu zic că e de ajuns. Și acum tot ce trebuie să mai fac este să aștept în momentul în care să crapă fața mea. La propriu. Ok, deja au trecut vreo 10 minute de când am pus chestia asta pe față. Și normal ar fi trebuit să semăn cu chestia asta de aici. Vedeți? Exact așa ar trebui să semăn. Însă eu semăn mai rău decât un mort. Decât un zombie. Oh. Și ce ar trebui să se întâmple? Să încrape chestia asta pe față? Deci practic mai trebuia lăsată, însă nu mai am răbdare. Și nu cred că o să se crape mai mult de atât, pentru că deja mă enervează chestia asta pe față și încep să mă strângă și nu-mi place! Așa că vreau să-i vedeți reacția de la Alma și Shazi, să vedeți cum... Hai sus! Sus! Bravo! Ok, deci te rog eu nu să nu fii șocată la ce fel arată. Dar e, da Shazi? Al mai prin partea cealaltă, dacă nu știu dacă o vedeți pe acolo, dar iar face cap. Dar fiți... Ok. A, începe să crape. Și trebuia pus mai mult
Da, mă cam enervează și nu mai vreau să mai împun. Deci îmi pare tare rău. Cum e? Îți place? Vrei și tu mască? Vrei să te faci tu frumoasă, dragă? Vrei să te faci frumoasă? Vrei să facem tenul acesta superb? Nu vrei să-ți facem tenul? Zi, bagă botul acolo. Mai nu mânca camera. Nu mânca camera. Mă duc să mă schimb. De fapt să-mi dau fața asta jos. Mă duc să mănânc niște creier. Așa că vreau să vă zic că voi este cei mai tari, cei mai delicioși creierași din lume. Chiar vorbesc ca un zombie. Așa că ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Salutare!